Îți spuneam de ce coeficientul de inteligență emoțională este un predictor mai important al succesului decât IQ-ul în plan social. Uite cum stă treaba cu acest tip de inteligență. Depinde foarte mult de felul în care ai fost crescut. Ai fost încurajat să-ți exprimi emoțiile de furie, supărare, tristețe sau de bucurie? Sau din potrivă, ți-au fost minimizate emoțiile sau ți s-a spus cum ar trebui să te simți? Vestea bună e că îți poți îmbunătăți inteligența emoțională la orice vârstă. Creierul nostru are o abilitate fantastică, se numește neuroplasticitate și este abilitatea de a învăța orice până la un anumit nivel. Cu cât repeți o acțiune mai des, cu atât drumul devine mai bătătorit și ți se pare mai natural să faci acel lucru. În cazul în care inteligența ta emoțională nu este punctul tău forte, îți voi arăta în acest video ce poți să faci ca să o îmbunătățești. Îți voi oferi 4 pași prin care îți poți crește inteligența emoțională. Conștientizează-ți emoțiile. Primul lucru pe care îl poți face pentru a-ți crește inteligența emoțională este să-ți conștientizezi emoțiile. Gândește-te la emoțiile pe care le ai zilnic ca la ceva de valoare care te definește și îți arată cine ești cu adevărat. Emoțiile îți arată clar ce îți place, ce te înfurie, ce te amuză, ce te frustrează, ce te întristează. Când oamenii merg la psiholog, sunt întrebați frecvent și cum te face asta să te simți? Începe prin a spune această întrebare mai des te va ajuta să intri în conexiune cu stările tale emoționale. Poți percepe emoțiile ca pe niște senzații fizice localizate peste tot în corp. O agitație în stomac de teamă, o tensiune în zona maxilarului de frustrare, pumni încleștați de furie, nod în gât de panică. Nu e o regulă, poți simți aceste emoții în alte zone ale corpului tău, doar fii atent la semnale. În timp vei putea să-ți identifici cu mai multă ușurință emoțiile și le vei putea diferenția, în loc să te simți doar bucuros, vei surprinde nuanțe și vei începe să te simți entuziasmat sau satisfăcut, încântat sau fericit. Dezvoltarea vocabularului emoțional te va ajuta să-ți crești inteligența emoțională. Exprimă-ți emoțiile într-un mod autentic. Atunci când un prieten te întreabă cum te simți, ai putea să-i spui sincer exact ce simți. Nu mă simt prea bine evident, fără să te plângi de toate motivele din care nu-ți merge prea grozav. Dar însuși faptul de a-ți verbaliza emoțiile te poate ajuta să le reduci intensitatea. Să spui, sunt foarte furios, în loc să dai cu pumnul în perete, te poate face să te simți mai puțin furios. Sau atunci când altcineva își exprimă emoțiile, spune-le că este în regulă, că este ok să se simtă în felul care se simt. E ok să nu fii ok tot timpul. Arată-le empatie fără să le minimizezi emoțiile, doar pentru că nu le suporți intensitatea lor. Este în regulă să te simți epuizat după o zi de muncă, sau agitat înainte unui examen, sau panicat într-o criză. Exprimarea emoțiilor negative duce la dezamorsarea lor. Analizează-ți și acceptă-ți emoțiile. Poți să simți emoții mai intense sau mai palide. Dar ce este cu adevărat important este să ajungi la miezul problemei. De ce te simți în felul în care te simți? Ce se află în spatele emoțiilor tale? Gândește-te puțin. Fiecare emoție își are rolul și funcția sa. Furia pentru a te mobiliza să înfrunți o nedreptate. Frica pentru a te feri de pericole. Bucuria pentru a celebra o realizare importantă. Tristețea pentru a te face conștient de pierderi și a te motiva să depui mai mult efort. Oricare ar fi emoțiile tale și indiferent de ce ți s-a spus în copilărie să faci cu ele, acceptă-le și apreciază-le. Emoțiile sunt aici pentru a-ți asigura supraviețuirea, adaptarea și creșterea. Sunt cea mai rapidă cale prin care îți poți înțelege nevoile reale și a te pune în contact cu euul tău autentic, cu valorile și prioritățile tale. Gestionează-ți emoțiile Gândește-te la modul în care reacționezi de obicei în situații negative sau pozitive. Ce îți vine să faci atunci când ai emoții puternice? Reacționezi așa cum îți vine sau pui o pauză și reflectezi la consecințele acțiunilor tale? Când devii conștient de propriile emoții și reacții, începi să fii în controlul lor. Emoțiile sunt un mobil puternic pentru acțiune, dar înainte de a reacționa, pune-le pauză. Știu că e ceva dificil de făcut și poate contraintuitiv, și mie uneori îmi vine să reacționez pe loc, dar continui să perseverez în această pauză și aproape de fiecare dată mă felicit pentru inspirația de a nu fi reacționat așa cum îmi vine. Și spun și de ce. Această pauză mă ajută să mă echilibrez emoțional și să-mi temperez emoțiile mai intense. În caz de pericol iminent, sistemul limbic, partea din creier responsabilă cu emoțiile, generează în corp o reacție într-o fracțiune de secundă în timp ce neocortexului creierului nostru rațional îi ia ceva timp să vină cu o soluție salvatoare. O abilitate fantastică pe care noi oamenii o avem și care ne asigură supraviețuirea ca specie, repet, în situații de pericol. Însă atunci când nu te alergă o panteră prin oraș și nu urmează să-ți pierzi capul pentru că ai făcut o greșeală, e bine să-ți pui pe pauză emoțiile, tocmai pentru a da timp creierului tău rațional să vină cu o soluție creativă la problemă. Acest truc de magie simplu, cel de a spune emoțiile pe pauză, îți poate îmbunătăți dramatic reacțiile, relațiile și viața socială. Imaginează-te la o petrecere la care te simți cam stingher și nebăgat în seamă. După simpla constatare, sunt trist, ce îți vine să faci? Să pleci acasă, nu? Însă în loc să cedezi emoții de tristețe și resemnare, judecata la rece te poate ajuta să schimbi strategia. Tristețea e despre ceea ce îți dorești, dar nu poți avea, iar frustrarea este despre schimbare și nevoia de adaptare. Astfel, echipat cu această cunoaștere despre emoțiile tale, ce poți face diferit? Cum ar fi să-ți schimbi postura corporală, să afișezi un zâmbet prietenos pe față și să te apropii cu o dorință reală de conexiune de persoane care par disponibile? Și să te gândești, poate, la o replică mai bună de agățat. Sau în cazul unui refuz, să nu te lași descuraja după prima încercare și să te repliezi pentru un al doilea contact, poate chiar un alt refuz. Dar despre teama de a fi respins și cum să-i faci față, îți voi povesti în unul din videourile următoare. Pe moment, reține și exersează pașii. Conștientizează-ți emoțiile, exprimă-le în mod autentic, acceptă-le și înțelege nevoia din spate, iar apoi învață să-ți să pui rațiunea la treabă.